1 Corinteni 3, pagina 1114, citim versetele 18 și 19. Nimeni să nu se înșele. Dacă cineva din voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris, El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Amin. Vă rog să vă reașezați. După aceste buchete de cântări, cum le numeau frații, spun și eu un vers dintr-o cântare a lui David. Spun el în 145, versetul 3, așa. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Și mărimea lui este nepătrunsă. De aceea numai veșnicia viitoare ne va ajuta să-L lăudăm pe Dumnezeu așa cum se cuvine. Că, repet, ce-i scris este mare și vrednic de laudă. Să vă binecuvinteze Domnul și pe dumneavoastră. Cer iertare că am întârziat, dar oarecum m-a liniștit că am văzut că nu ne taxați pentru întârziere. Drumul este lung, cum știți. Am citit, dragii mei, din cuvintele Apostolului Pavel, care spunea, recitesc, nimeni să nu se înșele. Și cum spunea și Iacov în epistola lui, există riscul să ne înșelăm singuri. Spunea și Domnul în Matei 24, vorbind despre sfârșit, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și scrie în Apocalipsa 12 despre diavolul că înșală întreaga lume. Așa că vă rog să fiți atenți în sensul de a vă gândi fiecare la propria stare spirituală, la viața lui, să nu trăim cu nebăgare de seamă, crezând că suntem bine. Că vorba din proverbe, multe căi por părea omului bune, și numai la urmă se văd că nu sunt bune. Citesc din nou. Dacă cineva din voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, adică în felul cum gândește lumea, să se facă nebun. De ce nebunie vorbește Pavel aici? În versetul următor vorbește de altă nebunie. Căci înțelepciunea lumii acesteia este... o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Adică, sunt lucruri care în lume sunt de cinste, dar ele înaintea lui Dumnezeu sunt o nebunie, adică ceva greșit, rău. De asemenea, felul în care ne privește lumea pe noi, cum gândim noi, ei socotesc că noi n-avem minte. Există un contrast, pentru că avem de-a face cu două împărății. Una de aici, care este a întunericului, și alta a lui Dumnezeu, care este a luminii. Vă rog în seara asta, repet, să vă cercetați. Suntem noi în împărăția lumii, lui Dumnezeu, sau încă aparținem lumii? Spunea Domnul, scrie în Ioan 14:30, că vâne stăpânitorul lumii, dar zice, n-are nimic în mine. Oare noi mai are ceva? Sau aparținem întru totul lui Dumnezeu? Cum spune, întorc doar o pagină în Scriptură, în Corinteni 6:20, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Doamne, ajută! Așa că am un plan să vă prezint câteva nebunii ale lumii și de cumva vă regăsiți pe acolo sau ați fost să nu mai fiți. Și în final vreau să vă arăt adevărata nebunie, adică aia bună. Lumea o vede că e nebunie, dar de fapt e înțelepciunea lui Dumnezeu. Că, repet, două lumi total diferite. Hai să vă dau un exemplu. Cineva într-o carte și-a imaginat că undeva pe pământ ar fi o grotă mare, o groapă, și acolo sunt oameni fără ochi. Și totul numai cum pipăie,
Nu știe să fie altceva în jur, nu văd cerul, stelele, soarele. Și unul din ăsta ca noi, zicem noi normal, pică acolo pe groapa aia, nu-i atent la margine, și începe să le spună la oamenii aceia, băi, așa e de frumoasă lumea, ce se vede, natura, stelele, noaptea, ziua. Și aia să spună, ăsta e nebun. Să întreabă unul pe altul, tu știi de așa ceva? Oia fără ochi toată viața? Nu știa nimeni. Și au încercat să-l lămurească. Și el lămurea pe ei. Și numai nu se puteau lămuri unii pe alții. Și ei, fiind mai mulți, au făcut o ședință și au zis, omul ăsta trebuie lecuit. Dar cum să facem ca să nu ne mai deranjeze, să ne spună lucruri care nu sunt adevărate și el săracul să se chinuie, să creadă că e ceva ce nu-i. Și știți care a fost concluzia? Să-i scoatem ochii să-ți fie liniștit. Mulțumim Dumnezeu că ne-a deschis ochii. Dar lumea asta nu vede. Și cel mai trist ar fi noi cu ochii deschiși să mă umblăm în întuneric, așa-i? Noi pe care ne-a luminat Dumnezeu și ne-a dat înțelepciune să mai ne prindă vreo nebunie din asta. Dar hai să pornim la drum. Prima formă de nebunie. Nebunia neșcolarizării. Adică sunt unii, începem de la copii până la oameni mari, nu vor să se lase învățați. Vă citesc din Proverbe, capitolul 18, versetul 2, unde înțeleptul Solomon spunea așa. Nebunului nu-i este de învățătură. El vrea să arate ce știe el. Ar fi bine dacă ar învăța, să stea în bancă, să fie elev, dar el vrea să fie dascăl. Dar ce să înveți? Spune tot în Proverbe, capitolul 1. Vă citesc de la versetul 20. Înțelepciunea strigă, veniți aici! Până când vor urâ nebunii știința? Și vă întreb direct. Vă place să învățați câte ceva sau faceți pe deștepți de regulă? Cum e la dumneavoastră acasă? Mai întâlnim câte un tur, spune, nu, pe mine mă înveți, eu știu eu. Vreau să căsătorească și eu întrebă, te-am însurat de multe ori până acum ca să știi cum e. Dar unii cred că ei știu să fac afaceri, știu cum să fie în căsătorie, știu ce au de făcut. Zice Solomon că l-a înțelept. Măcar că e înțelept, dacă îi dai, tot mai învață. Dar pe unii, îi numește el nebun, nu vor să se lase îndrumați. Am reținut o vorbă de la fratele Pavel Bocheanu, fostul președinte la CUL de prin 65 până în 89. Zicea dumnealui că unii ajung și văd indicatorul drum înfundat. Drum înfundat. Am mașină bună. Se duce, se împotmolește, n-are cum să treacă, e înfundat, se întoarce înapoi, mai citește odată indicatorul și zice cu smerenie, a fost drum înfundat. Mă, dar de ce te-ai uitat ca să înveți, să asculți? Eu sunt originar din Apuseni, avem acolo un frate cu minte, era în vârstă, un om așa de blând. Ți era o plăcere să stai lângă el, să-l auzi cum se roagă. Mai întâi așa suspina, dădeau lacrimile și începeau cuvintele, iubitule, dar deja era în legătură cu Domnul. Și când vedea că nu poate lămuri pe cineva sau o familie, că nu se lasă îndrumați, nu se certa. Dar de regulă încheia cu cuvintele, greu-i să fii cu minte. Să ne dea Dumnezeu har, să ne placă să învățăm și să vă dea Dumnezeu pe zi ce trece tot mai mult înțelepciune. O a doua nebunie a lumii. Nebunia neascultării. Vreau să vă amintesc cazul lui Saul, spune Cartea Sfântă la 1 Samuel, capitolul 13. Știți, i-a spus Samuel să-l aștepte la Gilgal 7 zile și apoi să-i spună ce are de făcut. Și el n-a așteptat. Și spune Samuel în 13:13, ai lucrat ca un nebun. Și întorc pagina. Asta a fost slăbiciunea lui Saul, capitolul 15,
Versetul 13. Am păzit, nu era adevărat. Și spune Domnul 22. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Și apoi recunoaște în 24. Am călcat porunca și n-am ascultat. Oarecum asta e legată de a nu vrea să înveți. Dar totuși e și diferit în sensul că atunci când se cere să asculți, e vorba de o poruncă anume. Știți de când a început neascultarea omului, nu? Zice Dumnezeu lui Adam, pentru neascultarea lui, sau cum spune Roman 5:12, a fost dat afară din grădină, că n-a ascultat de Dumnezeu. Eu cu fratele Doru mă cunosc de mult din tinerețe, dacă ar fi să-l întreb, dar nu-l întreb aici. Sunteți o biserică ascultătoare? Că scrie în Evrei 13:17 că dacă n-ascultați pe mai marii voștri, fac slujba susținând și nu vă iese de folos. Sau umblați degeaba la adunare dacă n-ascultați. A zis Domnul, Luca 10:16, cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă și pe cine m-a trimis pe mine. Spune 1 Ioan 4:6, cine e din Dumnezeu? Ascultă. Ceilalți sunt din lume și au nebunia neascultării. Să vă păzească Dumnezeu de asta. Și dacă a zis că nu faceți, este o pildă în Matei 21, uitare scurtă. Doi fii, du-te fă, mă duc. Și nu s-a dus. Altul a zis, nu mă duc. I-a părut rău și s-a dus. Întoarceți-vă și ascultați. Stimați soți, vă place când vă ascultă soția? Părinților, vă place când vă ascultă copiii? Eram odată la o părtășie cu familie în Anglia și vine o întrebare, evident, de la bărbați. Ce să fac dacă nevasta nu mă ascultă, nu-i supusă? Și seara am fost cu niște frați la masă și îmi zice unul că pe drum l-a întrebat soția. Spune drept, tu ai pus întrebarea. Probabil că ea știa de ce i-a zis așa. N-o pusese el. Da? Probabil ea s-a simțit în forma aceea. Aș vrea să vă prezint acum o altă nebunie, tot din lume. Nebunia materialismului, a lăcomiei. Eu nu forțez Scriptura, numai unde scrie Biblia că e nebun, zice că zic că e nebun, că altfel dacă zic că e nebun și nu e nebun, ce în Matei 5 că pățesc rău. Ascultați ce a spus Domnul. Luca capitolul 12, 1, i-a mers bine, m-am uitat că aici porumbul verde la noi în țară s-a uscat înainte de a se ajunge la maturitate. A fost cea mai călduroasă vară de când știu eu, de 50 de ani. Aici v-a dat Domnul ploaie. A avut rod bun și spune acum, știu ce am de făcut. Pe mulți ani sunt aranjat. Și zice Dumnezeu 12:20, nebunule, ce înseamnă asta? Să te ocupi de cele pământești și să uiți de cele sfinte. Nu înseamnă neapărat să fii bogat. Dar cine nu pune prioritare în părăția, căutați mai întâi în părăția și lucruri necesare, cum se dau? Pe deasupra Dumnezeu poartă de grijă, mărit să-i fie numele. Fiți atenți la asta, că mamona vrea să vă înșele. Și să nu mai știi unde să te oprești. M-a sunat odată un bărbat de aici din Europa, spune, frate, îmi pierd familia. Soția a apucat cu știu eu ce prietenii și relații. Și eu prima întrebare, tu cum stai cu cele sfinte, cu mersul la adunare, cu rugăciunea, cu știu Biblie? Păi frate, eu mă duc rar, că eu atâta treabă am, eu am muncit, pe nevastă mea o pretențioasă, eu n-am în casă grese sub 100 de euro metru pătrat. Și te lauzi cu felul ăsta tău de-a fi. Vezi că ți-ai pierdut familia. Să nu vă prindă nebunia asta. Când a fost pandemia, alerea ciudă la unii, supărare pe Bill Gates. Mă, ăsta ne-a făcut-o și cu alții. Ei, bogați, ei. Și unul stă deoparte și zice, taci mă, că numai acum a murit tatăl, s-o snăcăși și ei. Că fericirea, a spus Domnul, viața nu stă în belșug. Fericirea e să-L ai pe Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu poate să-ți dea dacă vrea. 1 Timotei 6:17, dacă vrea poți să-ți dea din belșug și încă să te bucuri de ele.
dar nu ele să-ți fie în față. Și Dumnezeu, că e mare și bun și El ne le dă pe toate, mărit să fie Domnul. Trec la o altă formă de nebunie prinsă aici în Scripturi și vă citesc. Nebunia vorbelor multe. Ascultați ce vă citesc din cartea Proverbele, capitolul 15, în versetul 2, stă scris așa. Limba înțelepților dă știință plăcută, gura nesocotiților împroșcă nebunie. Și poate mai clar să nu citesc multe versete, Eclesiastul 10 cu 13. Cel din tâi cuvânt al nebunului care iese din gură o nebunie, cel din urmă o nebunie și mai mare. Nebunul spune o mulțime de vorbe. Eram odată cu un alt păstor în vizită la o familie, ea era pocăită mai de mult, el se pocăise recent, avea probleme cu astma. Și îi zice el, taci. Și ea zice față de noi, dar eu vorbesc mult? Și el zice, numai de când te scoli până te culci. Măi, scrie în proverbe că dacă o femeie vorbește mult, nu neapărat și rău, nu neapărat scandalos, numai mult. Sunt două versete acolo. Scrie că te muți la mansardă, îți vine să te muți la mansardă și cu vremea zice că vine să te muți în pustiu. Da. Spus Domnul că dăm socoteală de orice cuvânt, așa-i? Să ne măsurăm cuvintele, multe sunt plus. Și scrie în proverbe, pare mi se în 10, cine vorbește mult nu se poate să nu? Să nu păcătuiască, măi. Trebuie leacă cântărite cuvintele. Dacă tot dăm socoteală, nu? Dumnezeu să vă dea har. Amin. Soția mea e tare măsurată la vorbă. Și într-o zi o surprind așa în meditație și zice, dragă, ce faci? Mă gândesc la ce am spus să văd dacă n-am greșit. Măi, zic, și așa ai spus puținile, mai cântărești odată. Dar e bine așa. Că spunând multe, n-ai cum să le și cântărești. Să ne ferească Domnul și de forma asta de nebunie a vorbelor multe. Vă spun alta mai rea nebunie. Și să vă spun cine o zis că a făcut o nebunie. Hai să vă citesc. Nici nu poate vă mirați când vă citesc. Vă citesc din 2 Samuel 24, cu versetul 10. Pe David l-a apucat într-o zi să facă numărătoare. N-a respectat cerințele legii, probabil avea și alt gând, știu eu, de mândrie sau nu știu ce, să nu spun ce nu-i scris. Deși eu spus eu, bă, de ce vrei să faci numărătoarea asta? Nu, vreau să o fac, sunt rege, poruncesc, gata. Și-au cheltuit un an de zile să numere tot poporul. Că doar nu era computerizat ca acum. 2 Samuel 24:10. David a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului și a zis, am săvârșit un mare păcat. Acum, Doamne, binevoiește și iartă nelegirea robului tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. Am stat și am văzut în viața mea și în slujirea pastorală, să știți, dragii mei, sunteți tineri, mare parte. După ce facem o prostie, un păcat, că-i minciună, că-i curvie, că-i hoție, că-i dușmănie, când stai și te gândești în urmă, toate s-o nebunie. Adică nu de deștepți păcătuim, ci de proști. Da. Când stai și te gândești, bă, am mers într-o familie să împăcăm, doi, căsătoriți nu de mult. Ce s-a întâmplat, spune soara? Păi am venit acasă, și nu fă mâncarea gata și mi-a dat o palmă și eu am plecat la mama. Și spun lui, pe ce nu erau nici vase spălate și mâncarea făcută? I-am dat numai o palmă. Și am o întrebare, zic, după aia cine a făcut gata mâncare și cine a spălat vasele? Păi nimeni. Na. Și asta e afacere? Deci, repet, orice păcat ce îl faci în urmă, îți dai seama, păi, n-am gândit. Da. A întrebat cineva pe fratele Traian Socală ce-i păcat să trec pe roșu? Și trece și vezi după aia, spune poliția. Bai sau nu-i bai. Dacă tu nu gândești, o să vezi în urmă.
Și îți dai seama, măi, nu trebuia să fac asta, măi. Și apoi trebuie să te pleci, dacă vrei să fii pocăit, să-și ceri și iertare, să repar paguba. Dacă numai la numărătoare a zis David că a fost o nebunie, da, când a curvit cu Bathsheba. Păi, ce nebunie acolo. De ce n-avea femei destule? A zis Dumnezeu prin proroc când l-a mustrat, îți mai dădeam dacă vroiai. De ce ai luat milușaua lui? Da, diavolul ne orbește mintea ca să păcătuim. Să vă dea Dumnezeu înțelepciune, să nu vă înșele satana niciodată. Amin! Că asta e o mare nebunie, nebunia păcatului. O altă nebunie, care ne poate prinde și pe noi dacă nu veghem. Nebunia plăcerilor păcătoase. Sport, filme, distracții, glume, shorturi, numai așa. Uite un pic din nebunia altuia, nebunia altuia. Așa ușor ne prinde diavolul cu astfel de lucruri dacă nu veghem. Zice în Eclesiastul capitolul 2, Solomon, ascultați, versetul 2, am zis râsului, ești o nebunie. Am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin în timp ce inima cărmui cu înțelepciune și voi stărui astfel în nebunie. Și și-au adunat. Cântăreți, cântărețe, femei, distracție, zice în 2 cu 12, cu 10. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Numai că toate plăcerile astea la început par atractive, dar în urmă nu se lasă cu gust bun. Vă rog să vă gândiți cu ce forme de plăceri vă prinde diavolul. Să vă dau eu un caz concret. Am auzit de la persoana în cauză, frate, a fost în familie de nepocăiți. M-a chemat Domnul la mântuire pe la 16 ani. Și părinții mei erau prieteni cu preotul și aveau o fermă de porci. Eu mă îngrijeam acolo, ce mă îmbătam, deci odată m-au luat părintele de picioare, m-au trăit între porci că mânca urechile. Și când au văzut părinții că mă pocăiesc, o chema preotul să facă slujbă, o chema rudenile să dea o masă. Deci eu i-am plin de curaj, citisem Scripturile și am spus, părinte, nu e așa, nu e așa, nu e așa. Și preotul când a văzut că nu poate ține față cu el, băi, n-am ce-i face, dați-i pace. A plecat și-a prins curaj, și-a predicat și-a spus, frate, în câteva luni, 10 dintre rudenile noastre s-au pocăit. Dar ce să spun, înainte de a mă pocăi, patima mea au fost filmele, cinematograful, atunci nu era telefoane și internet ca acum. Ce și m-am pocăit și toate bune, dar din când în când m-am mai încercat câte un gând. Și odată ce aveam 30 de ani, treceam pe lângă afișul de la cinematograf și insistent un gând, ce filme mai rulează, ce actorul mai fi, ce episoade. Hai numai să intru, numai început să văd așa la peliculă, când anunță, știu, regizorul și cine e acolo. Dar zice, atâta eu trebuie la satana, că numai să mai văd un pic, numai puțin. Și am stat până s-a terminat episodul. Când am ajuns acasă, l-a întrebat soția, unde ai fost? M-a ținut șeful peste program. Peste două zile, iar m-a ținut șeful peste program. La alt episod. Și-a zis, frate, m-a dus diavolul înapoi la toate. Și mi-am pierdut bucuria, pacea, fericirea și nu mă pot ridica. Că diavolul te trage cu plăceri de o clipă. Am un cumnat, singurul nepocăit dintre toți, e primar de vreo 5 mandate. El crede, dar îi prins, știți cum e politica. Și zice, măi, lumea asta e un butoi de la de 200, o stradă de miere deasupra și gunoi până în fund. Și omul crede că tot e miere. Aia e numai de păcăleală. Fiți atenți să nu vă prindă diavolul cu plăcerile lumii acesteia. Amin? Oarecum legat de asta, vă citesc din Roman, capitolul 1, altă nebunie, a închinării la idoli. Acum, noi n-avem idoli din aia cum era mai de mult, din ăștia actuale, ascultați. 1 cu 21, l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit, nu i-au mulțumit, s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți, au înnebunit. Și ce au făcut la nebunia asta?
au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană, care seamănă cu dietăți. Așa e că e ciudat, nu? Și a fost în istorie și este și acum pe pământ. Se închină indienii și la șobolan și la vacă, se închină africanii și la o stâncă și la o rădăcină de copac. Dar se închină și ăștia din Europa la o minge de fotbal, la câte un sportiv, la câte un actor. Sunt fanii lui, nu? E idolul lor, așa scrie prin ziare, ce idolul. Și noi tot nu ne lămurim ca idol. Adică își schimbă imaginea de la Dumnezeu cel mare, sfânt și binecuvântat spre oameni și spre ceea ce există în jur. Unii au un idol din mașina lor, îmi spunea un tânăr, s-a dus în Italia pe la 16 ani, a început era să moară de foame undeva în câmp. Până am ajuns la bani și am cumpărat o mașină bună, am venit cu bani în țară să căsătorească. Era din Rădăuți. Și dacă mergeam până la Vico cu mașina, o spălam din nou cu ceva praf și dacă nu era ploaie. Și am plecat, zic, cu soția la Sibiu să invite ceva rudenii de ei la nuntă. Obosit de pe drum, a parcat afară, a intrat în apartament să doarmă și a visat că i-a furat mașina. N-a apucat să termine visul că îl scoală unchiul soției. Unde ai parcat? Chema poliția, poliția a zis, uite-i forma. Și era și 20.000 de dolari în mașină. Trebuie să amâne nunta cu 6 luni. Înapoi să muncească. Și-o zis, frate, iar mi-a dat Dumnezeu mașina, dar de acum o tratez ca pe o mașină? Că am tratat-o ca pe un zeu. Nu trata lucrurile din jur decât cu mulțumire. Pe Dumnezeu tratează-L cu cinstire și laudă-L în fiecare zi pentru ceea ce face, mărit să fie Domnul. Să nu te atragă altceva. Că e mare Dumnezeu nostru și vrednic de laudă. Fie o tragedie să cântăm aici cu toată inima, că e mare Domnul și când ieșim afară, să fie altceva, altceva care ne atrage și ne pasionează pe noi. Am încă o formă de nebunie mai cu stil. Vă citesc, știți ce s-a întâmplat cu Iov, așa-i? Prin ce a trecut și prietenii la început l-au admirat, au plâns, la urmă au început să-l judece, că i-a șoptit diavolul la unul că dacă și îngerii greșesc, apoi musa și oamenii. Dar era minciuna amândouă. Că Dumnezeu a spus că Iov n-a greșit și îngerii nu greșesc, care au rămas cu Dumnezeu. Și Iov s-a tot frământat. Și vine Dumnezeu și spune, vă citesc din 40 cu versetul 8, vrei să nimicești până și dreptatea mea? Păi mie îmi stă mintea în loc. Păi Doamne, cum e drept să ia tot când el a fost așa? Tu ai spus, Doamne, în mod repetat, că e fără prihană. Cum e drept, Doamne? Păi nu pricep. Și zice Iov în 42 cu 2, știu că tu poți totul, nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Și acum zice Dumnezeu, auziți, cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Nebunia de a crede că tu știi tot ce face Dumnezeu și că să le înțelegi pe toate. Nu le înțelegi. Și dacă tu crezi că le înțelegi, atunci ți-aș putea să-și citezi din Proverbe. Dacă vezi pe un om care se crede înțelept, să ai mai mult în nădejde într-un nebun decât în el. Iov a încheiat discuția nu că a înțeles. A înțeles că nu poate înțelege. Și se întâmplă câte o tragedie. Moare câte o mamă, câte un tată, rămân 10 orfani, se întâmplă ceva. Măi, câți deștepți, ei știe de ce s-a întâmplat. Dar ce ai văzut procesul verbal al Dumnezeu ce-o scris acolo? Mie mi-a plecat la Domnul soția în 2019. Soția o care sunt căsătorit acum a rămas văduvă cu 13 copii și la 6 luni după ce a murit soțul, a murit fiul cel mai mare care era stâlpul casei în prima zi de facultate. Are cineva explicații? Zice, Deuteronom 29 cu 29, lucrurile ascunse sunt ale? Ale Domnului. Noi știm ce știm. Eu nu știu tot. Și nu știe nimeni tot, că s-ar putea să fie cu totul și cu totul alte explicații. Nu știu dacă
a fost sau doar cineva și-a imaginat, dar și-a imaginat bine. Că un om a vrut să înțeleagă ce fac îngerii. Știi că odată i s-a dat harul să umble cu un înger, vizibil, dar să vadă ce face, dar să nu i se explice. Și-a plecat și a ajuns cu îngerul la o casă, un țăran sărac i-a primit bine, i-a dat mâncare, i-a ținut în pat, el a dormit pe paie. Dimineața îngerul, deghizat în om, zice o vorbă și moare vaca săracului. Și întreabă omul, da, asta nu-i treabă. Păi zice îngerul, ți-am spus că nu-ți spun, doar vezi și atât, dacă percep, percep, dacă nu. Merg mai departe, trec pe lângă conacul unui boiar, chemase oamenii acolo să muncească, să gândeau să strici un zid, să facă tot din nou. Și îngerul așa cât ai bate cu piciorul în pământ, să face o mișcare de pământ, să îndreaptă zidul, să mă uită boiarul odată, băi, nu mai, gata, duce-viți acasă, nu mai trebuie să stricăm nimic. Păi de ce n-ai lăsat să, doar are de unde să plătească și oamenii ăștia poate n-aveau de lucru? Păi, spune-mi ce faci, că oricum nu mă umblu cu tine, că așa nu pricep. Și zice îngerul, vaca țăranului trebuia să moară că era bolnavă. Da, dar ce ne puteai face sănătoasă? Da, dar eu lucrez în colaborare cu alți îngeri și aia prin sat. Și aici se îmbolnăveau copiii și alți îngeri o îndemna pe oameni să-i dea vacă, să-i cumpere altă vacă. Și au și ea răsplată și are și el vacă sănătoasă. Băi, treabă bună, dar n-am priceput, nu m-a dus capul. Da, dar aia cu boierul cum e? Ce aia e mai simplu? Acolo sub zid e ascuns o comoră și aia o păstrăm la altul. Dacă umbla la zid era a lui, aia o ținem pentru altul. Gata. Nu îl înțelegem noi pe Dumnezeu. Dar e bine că pricepem ce trebuie, că El e Dumnezeu nostru, că a venit să ne mântuiască și că ne iubește. Mărit să fie Domnul. Mă opresc îndată așa că sunt multe nebunii ale oamenilor. Nebunia vieții fără de Dumnezeu. Ma, unii nu cred, zice în psalmul 14, în psalmul 53, nebunul zice în inima lui, ăsta e ateu, nu? Și nu este Dumnezeu. Da, da, este și nebunie practică, care știu că este Dumnezeu, dar cum zicem psalmul 73 și Iob, zic lui Dumnezeu, pleacă de la noi. Noi vrem să trăim fără tine. Dar zice Solomon, Eclesiastul 2, de la 24, poate cineva să se bucure fără el. Știți cum sunt oamenii ăștia? Ca și cum copilul dumneavoastră de 2-3 ani, care a început să vorbească, sau 5 ani, a umblat prin casă și a spune, aici nu-s părinți. Aici nu a pus nimeni nimic, astea toate sunt mele. Se spune, tata, mă băiete, aici eu am pus cărămidă pe cărămidă și mama ta ți-a făcut mâncare, nu-i nimeni acasă, eu sunt șeful. Nu, noi să umblăm smeriți cu Dumnezeul nostru, El e stăpân peste toate. Zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă, mărit să fie Domnul. Să nu trăiți fără Dumnezeu, ca Iacov. Repede l-a mascat mama și întreabă tata, mă, cum l-ai prins așa repede? Domnul Dumnezeu tău mi l-a scos înainte. Păi să-l fie apucat Dumnezeu de mână, mă, când ți l-am scos înainte? Apoi a plecat de acasă, noaptea a visat cu scara, Dumnezeu nu l-a luat la rost. Din potrivă, o să merge cu el, că era frică. Dar știți ce scrie acolo dimineața? I-a fost, Dumnezeu e aici, mă, și eu n-am știut. Dar unde nu-i Dumnezeu? M-au pe câte unii spunând nu intră în dormitor. Băi! Zice în Ieremia, poate să ascund și eu să nu-l văd. Da. Și la privința asta, chiar și cu nașterea a trei fără. Asta-i treaba noastră, facem ce vrem. Măi, scrie că perii din cap sunt numărați, măi. Auzi, perii din cap, nu-s numărați copiii, auzi. Ismael avea 13 ani și a zis Dumnezeu la tată sau la Avram, ăsta o să crească mare, să se nască 12 băieți. Cum să trăiești viața fără Dumnezeu? Zice în Iacov, capitolul 4, în orice să spui, dacă vrea Dumnezeu. Îmi povestea un frate din Moldova, sos în zona Bălții, erau acolo mai mulți ofițeri ruși la pensie, și întreabă pe unul, știți ceva despre Dumnezeu? Da, știu, ce? Și eram aviator, nu mai țin minte, în Afganistan sau în Vietnam. Și eram conducător de escadrilă, am să bombardăm o zonă. Și ce mi-apare un înger la cabina avionului și spune, întoarce-te înapoi, nu vă dau voie să bombardați. Și au intrat o spaimă în mine, au dat comandă. În stație s-au întors la sol, comandantul de la aviație. Ce cum adică? Am dat ordin.
S-a urcat el și a luat comanda. A zis, cadrile și iară apare în jur la geam, la comandant. Întoarce-te înapoi, nu întorc. Și atunci te întorc eu, s-o întorc să aveau sigur. Cobor la sol și spune comandantul forțelor armate, șeful ăsta major. Nu știu cine e acolo, Dumnezeu să stă, dar nu-i voie. Dumnezeu e stăpân, dar îi lasă pe oameni liberi, dar le poate ieși înainte când vrea. E nebunie să trăiești. Mă, voi dumneavoastră îl credeți. Dar să trăiești ca și cum nu te vede, nu te știe, să faci ceva de capul tău. Nu fă nimic fără Dumnezeu. Este o nebunie. Dumnezeu să vă dea înțelepciune și har. Încă o nebunie care se întâmplă uneori în vremea noastră. Nebunia distrugerii familiei. Proverbe, capitolul 6. Ascultați ce spune înțeleptul aici. Zice așa. Versetul 32. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața cine face așa. Ma, familia se poate distruge prin curvie, prin lăcomie, șturbură casa, zice în Proverbe 1 cu 19, lăcomia și pierdea tuturor ce își dedau la ea, sau cum spuneam, prin vorbe. Grijiți de familia dumneavoastră. Era o biată soră în Spania, pretențioasă, mofturi, dar greșea bărbatul, trebuie să ceară de iertare în genunchi. Și a spus soția, băi, ăsta nu s-a mai cere mult de iertare. Și s-a dus și n-a mai luat-o nimeni. Știu al caz când ea se întorcea cu spatele și el a spus, băi, vezi că stau altele cu fața, nu te mai întoarci cu spatele. Și în urmă când a lăsat-o, ea a zis, eu am fost prostă. Da? Știu al caz, ea cochetă, el o muncitor, făcut casă, mașină, ea să o plimbe, băi, dar stai între să muncesc, am cu ce să te plimb. Am băgat divorț, el s-a căsătorit cu alta, ea plângea singură în casă și a zis, a, dacă ar fi singur și m-ar întoarce înapoi și m-aș căi, că am fost prostă. Ce să faci? Și nu neapărat fie vorba de divorț, dar așa mi-este de milă de unii care nu știu să se bucure de viața de familie. Și își distrug bucuria. Viața și moartea stau în puterea limbii, zice Solomon, nu? Dacă tu te cerți, poate să deranjezi și vecinii, dar tu ești cel ce păgubești întâi, nu? Grijiți de viața de familie. E locul frumos. L-a întrebat cineva pe fostul președinte american Jimmy Carter, de ce mai longeviv președinte, face acum în octombrie 100 de ani. Și înainte a fi președinte, și după ce a fost președinte, până acum, a rămas învățător la școala duminicală. Până la vârsta asta. Și l-a întrebat cineva, care e secretul? Niciun președinte american nu a trăit atâta. Și lucid. Că și Ronald Reagan, până la vreo 90 de ani, a intrat într-un restaurant, unde a bătut în palme și el a întrebat, dar pentru cine bat din palme? Pentru fostul președinte, dar cine, care a fost președinte? El mai știa. Și ăsta a răspuns, cred că secretul este o viață de căsnicie bună, plăcută. Dumnezeu să vă dea harul acesta. Mă apropiu de încheiere, dragii mei, în privința asta, doar două vă mai spun, ori mai fie ele, dar mă opresc la atât. Nebunia slujirii irresponsabile, zice în Eclesiastul, când intri în adunare, vezi ce spui, vezi ce juruințe faci. Vă amintiți de Iefta? Vă amintiți de Balam? Scrie în 2 Petru de nebunia prorocului. Toate păcatele sunt păcate, dar păcatele în slujbă sunt cele mai mari păcate. Dacă faceți o slujbă, faceți-o cu responsabilitate după darul care vă va fost dat de Domnul. Am întâlnit în Suedia un caz, un bărbat, un Samson, nu altceva. Îmi spunea fratele Florin Pugna, tatăl lui Rareș, ăla în altare, și eram cu un om solid, așa, oameni, la 120 de kilograme și cu două rânci ne chineam să rostogolim un bolovan, că în Suedia-s mulți. Și vine ăsta așa, un om, doar așa de înălțime medie ca mine, dar așa bine făcut, mă zice, unde vreți să-l duceți? Ia ranga cu mâna stângă și l-a zis că era o bilă. Și omul ăsta așa puternic și-a permis să se amestece în lucrările Duhului Sfânt. Nu mai știu ce, să poruncească la Duhul, să poruncească, să nu greșesc. Și la 40 de ani a ajuns ca o legumă la pensionat suedezii.
Eu l-am întâlnit umblând așa încet și spunea: lucrările Domnului sunt sfinte, nu glumiți cu ele. Da. Nu toți mor ca fiii lui Aron, ca duc foc străin. Dar nu-ți permite să faci oricum slujbă. E o frumusețe să cânți, dar dacă ai probleme, împacă-te întâi. O zis Domnul, nu? Știu un caz din Bihor, erau slujbă de joi seara, o familie, oameni la 50 de ani s-au certat, mergi la adunare și în seara aia n-a fost nimeni din conducere, singurul din comitet a fost dumnealui. Și tot se uitau la el, un predicator bun. Frate, du-te la slujbă, las că vine altul, tot cu ochii pe ușă, dar n-a mai venit nimeni. Dar frate, n-are cine, du-te tu. Omul se ridică în picioare, el mi-a spus. Începe să plângă și spune: ce să vă spun? Hai că vă spun. M-am certat cu nevasta înainte de a veni la adunare. Zice că tăia, dragă, mă ierți? Ia de acolo plângând, iartă-mă tu. Și apoi am putut să ne îndemn. Să nu fim irresponsabili, am greșit, Dumnezeu e bun. Nu fi fariseu, fi sincer. Nu te amesteca în ce nu ți este dat. Și Dumnezeu să vă dea îndurare. Unii au nebunia de nu crede în lucrurile viitoare, în înviere, cum spune Pavel în Corinteni 15, ce nebun ce ești, dar ce samen tu, nu răsare. Și vorbesc doar despre nebunia bună. Hai să citesc. 1 Corinteni 1 cu versetul 18. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei pe calea pierzării. Lor li se pare că felul în care gândim noi, grecii, cum adică m-a omorit unul pe cruce? Ce filozofie e asta? Și ceilalți sunt iertați și mântuiți. Cum adică? Evreii vroiau ceva minun, ceva spectaculos. Și apostolii n-au decât mesajul ăsta: Hristos a murit pentru noi, sunt iertate păcatele, vine după noi și începe împărăția sa. Nu li se părea deloc grozavă ideea asta. Și spune aici așa: dar pentru noi este puterea lui Dumnezeu, versetul 21, lumea cu înțelepciunea n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui. Că Dumnezeu așa le-a rânduit ca să aibă drept la mântuire oricine. Să plătească el totul, doar noi să credem și să-l lăudăm pentru asta. Dumnezeu a găsit cu cale, el a croit planul ăsta, să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii cruci. Eram la Voitinel, în județul Suceava. Și un frate zice, nu, să iau de la capăt. Când m-a sculat dimineața, la rugăciune spune Domnul așa: astăzi vei vedea una dintre lucrările mele. Păi ce-o fi? Mă vedem. Pe la vreo 12 un prezbiter spune: frate, vii cu mine într-o familie. Ce sora-i pocăită, el e la oastea Domnului. Mergem. La un moment dat omul zice: mie îmi place la voi, dar știți de ce nu mă botez și nu mă pocăiesc? Voi nu sunteți cu crucea. Și citește versetul ăsta: fiindcă provăduirea crucii este o nebunie pentru cei pe calea pierzării și arătați spre noi. Dar pentru noi s-a bătut ortodoxul în piept și a făcut cruci, care suntem pe calea mântuirii, puterea lui Dumnezeu. Măi omule, ia citește bine. Crucea e puterea sau propovăduirea crucii? Pe care e diferență? Păi crucea e un obiect. Propovăduirea este mesajul mântuitor, că Domnul s-a jertfit pentru noi. Dă omul să se lumineze și stai să-ți mai spun ceva. Când a fost scrisă epistola asta către Corinteni? Apoi pe la anul 50 și ceva. Și crucea aia care la dumneavoastră, când a apărut? Apoi pe la 300 și ceva. Păi cum puteau oamenii cu 250 de ani înainte să creadă că e vorba de ceva ce a apărut mai târziu? Măi că bine, zice, acum am priceput. Se îndreaptă spre femeia lui, a fost de față, cum zic bucovinenii: măi femeie, acum mă botez. Se întoarce spre frații: m-a botezat? Acum. Pus apă să încălzească, l-a botezat. După aceea ne-a rugat și în timp ce ne rugam în șoptește Domnul: ți-am spus că azi vei vedea una dintre lucrările mele? Când Dumnezeu ia vălul de la minte și te face să vezi lucrările Lui. Te face să vezi mântuirea, frumusețea împărăției lui Dumnezeu. Nu te mai interesează ce spune lumea. Ei cred că ei sunt fericiți și noi suntem nebuni, nu? Dar de fapt ei nu pricep. Nu se iei de vină, i-a orbit satana. Să le lumineze Dumnezeu mintea. Amin. Îmi spunea o familie din Pitești. Sora pocăită, el nepocăit, inspector la finanțe. O bazjocorea. Nu era în zona aia puțin pocăiți. Păi voi nu pricepeți de aia, ziceți pocăiți.
l-o chema să vin la ador. Ce să fac eu acolo? Sunt proști, am școală. Dar într-o joi, zice, azi vin cu tine. Ia săraca spune, măi, devinea duminică sau la evanghelizare, acum ce o să audă câțiva frați bătrâni din demnul la rugăciune? Ce o să zic că suntem, chiar că suntem proști? Ea s-a rugat, Doamne, dar tu poți să faci asta. La întoarcere spre casă, vă spun asta, urechile mele au auzit din gura lui. Îi zice soției, tu știi de ce nu m-am pocăit? Am avut 5 întrebări de eu nu ți-am spus, care nu le-am priceput. Ăla care l-a spus, voi au zis că îmi dă îndemn, ăla mi-a răspuns la întrebări în ordine cum le aveam în cap. Ăla nici nu știa. O-s de astăzi mă pocăiesc, m-a luminat Dumnezeu. Au zis împăratul, au zis Festus către Pavel, măi Pavele, dai nebunie. Zis Pavel, nu, asta nu e nebunie, asta e înțelepciunea lui Dumnezeu. Să lăudați pe Dumnezeu că v-a făcut să pricepeți. Îmi spunea un frate venit din lume, ce dacă eu nu mă pocăiam, prost muream. Și m-am tot gândit, de unde a început lumea, unde se gata, care e rostul? Te naști, crești, faci o familie, pe când îți toate bune, bătrânești și mor. Ce sens au toate astea? Nu! Și de când m-am pocăit, înțeleg de unde începe, încotro se îndreaptă și toate se luminează. Închei, dragii mei, mulțumindu-mă că ne-ați primit cu drag. Apropo, stai că mi-am amintit. Vă dau și câteva CD-uri cu predici. Aia nu-s pe bani, nu vând, la nimeni n-am vândut pe bani și nu vând pe bani. Nu. Am înregistrat chiar recent, de fapt nu eu le înregistrez. Cineva înregistrează și le dă numele Domnului și mi-a dat și mie să vă dau. Și tocmai recent, o cules și câteva cântări de ale soției, care o primit ea și textul și melodia, dar nu din astea de studio, înregistrate așa prin adunare, pentru cine vrea să zidească, sufletească, sufletește. Vă lăsăm câteva acolo la urmă. Așa, să nu spuneți că Iosif o vin la fratele lui cu mâna goală. Mă bucur că l-am întâlnit și pe fratele Doru și pe toți ceilalți, să vă dea Dumnezeu har, înțelepciune și chiar dacă lumea spune că sunteți nebun, stați liniștiți că sunteți înțelepți. Și rugați pe Domnul să vă păzească de toate nebunile lumii. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerul și pământul. Amin.